Începem cel de-al patrulea atelier din cadru, să dau drumul și la credit ca să rezolvăm două lucruri deodată. Cel de-al patrulea atelier din cadrul proiectului Translating America. Titlul pe care l-am folosit pentru a clarifica ambiguitatea titlului, anume Ateliere de artă și critică nord-americană, urmărește să puncteze două lucruri. Prin cei cinci invitați propunem cinci decupaje subiective ale mediului vizual și cultural nord-american, cu mențiunea că nu ne-am propus să... Se aude ciudat sau mi se pare mie? Se aude cavernos. Taie de la voce. Ok, că nu ne-am propus să epuizăm sau să închidem o zonă atât de prolifică a artei contemporane, ori să o închidem sub un index geografic. Și doi, că am ales noțiunea de traducere pentru a vorbi de un schimb cultural care s-a produs odată cu anii 30-40 în America, un import de avantgardă, de filozofie americană precum pragmatismul lui John Dewey, estetica analitică ca Arthur Dento, critica de artă prin autori ca Greenberg sau cei din jurul revistei October, Hal Foster sau Rosalind Krauss, de politici publice culturale și desigur de relevanța lor în prezent. Influențat de concepția lui Bogdan Ghiu cu privire la traducere, am vrut să trasăm simplu spus faptul că actul de traducere este un mod de existență al culturilor vii și că trecerea unui mediu cultural în altul presupune ca un soi de viclenie a istoriei modificarea ambelor, cultura americană și desigur cea europeană. Asta e de la... Vom discuta astăzi propunerea invitatului nostru, Cristian Iftode, estetica analitică, nominalist, teorie instituțională, funcționalist revizitat. Cristian Iftode este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Filozofie, Universitatea din București, specializat în filozofie greacă antică, etică, estetică, precum și filozofie contemporană, un interes special pentru Michel Foucault. Cursurile seminarele sale acoperă numeroase problematici, printre care mai recent etică și negociere interculturală, perspective filozofice asupra modernismului, antimodernismului, postmodernismului, așa precum și privind relația între științele umaniste, filozofie și viață, okay, și viață practică. Este prezent prin conferințe publice și articole în reviste generaliste cu analize filozofice ale problemelor prezentului, dar și cu articole dedicate artelor contemporane. Dilema veche, revista Arta, scena nouă. A publicat Metafora și discurs metafizică în TED 2002. A colaborat la realizarea volumului colectiv pentru ce istoria filozofiei pe Paideia 2003. Este coautor al lucrării Aristotel, program filozofic și prelungiri doctrinare, editura Universității din București în 2006. De asemenea, a publicat volumele Filozofia ca mod de viață, Sursele autenticității, paralela 45-2010, Aristotel, Problema analogiei și filozofia donației, editura Universității din București 2015. În 2017 a editat împreună cu Cristina Voinea volumul colectiv Critică marginalitate cinism. Și bineînțeles, acum în 2021 a publicat cartea Viața bună, o introducere în etică pe care vă recomand să o citiți. Eu m-am apucat de ea, dar între timp, mă rog, trebuie să rezolv chestiile cu proiectul și după aia o să pot să... Întâi supraviețuire. Ok. Ți-ai propus să discutăm astăzi o zonă puțin cunoscută în critica de artă românească. Cele trei direcții pe care le-ai indicat în titlu indică o sferă comună de dezbatere legată de problema reprezentării și a criteriilor ce stau la baza recunoașterii unei opere de artă. Cam așa. Cam cum construiești problematica? Da. O să o construiesc într-un mod relativ tehnic. Măcar cred că am avut onestitatea de a nu pretinde prin titlul ales și prin abstractul trimis că e o prezentare mai sexy decât va fi ea în realitate. Ba chiar am avut și o mică intenție de a descuraja un public care ar fi căutat așa, un eveniment mai de stand-up, filozofic, cum uneori fac, fără niciun fel de scrupul sau jenă, dar mărturisesc că mi-era dor, pe de-o parte, și de a revizita, cuvântul e atât de românesc, dar înțelegem, domeniul esteticii, domeniul filozofiei și teoriei artei în această zonă anglosaxonă,
unde în ultimii ani la cursul de estetică de la Facultatea de Filozofie nu prea mai apuc să ajung, pentru că mă lungesc cu alte subiecte. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte să fac împreună cu voi, mulțumindu-vă că ați ales să, știți, eu spuneam într-un eveniment ăla de stand-up, cum ziceam, că știți, orice identitate personală se construiește, dacă adoptăm grila existențialistă, ca un fel de întâlniri pe care ți le dai singur în viitor, conștient că de obicei îți dai singur țeapă. Știi? E, aici vă mulțumesc că nu doar că nu mi-ați dat mie, dar nu v-ați dat vouă țeapă și ați venit după ce v-ați înscris. Și aș vrea să facem împreună, atât cât se poate, nu supralicităm dimensiunea interactivă a acestui talk, un exercițiu sau o să prezint o mostră de exercițiu de gândire sau de analiză conceptuală care, de regulă, pentru cei care, în fine, nu sunt neapărat sau nu au această apetență pentru tipul ăsta de aventură intelectuală, o vor expedia spunând, bun, de regulă sunt, sigur, filistin și semidoxi, dacă e să avem așa o străfulgerare elitistă cum ne mai scapă nouă la filozofie, dar nu neapărat. De regulă spun că despicați firul în patru și nu. Ok, deci o să despic firul în patru, firul fiind noțiunea de artă astăzi. Dar vă spun că mai important decât unde vom ajunge după aceste, în fine, more or less două ore, este dacă reușesc să vă stârnesc curiozitatea și să vă dau unele premize și teme de reflecție pentru mai departe. Mai departe, prin acest mai departe, înțelegând și că se poate substitui termenul artă din ceea ce fac aici, din punctul de vedere al modului de a problematiza filozofic și pune o altă noțiune care riscă să provoace crampe mentale, vorba lui Wittgenstein. Filozofii analitici, sigur, filozofia analitică fiind ea însăși un domeniu care pentru noi acum apare mai degrabă american sau anglosaxon, dar care are, sigur, origini germane sau mai exact vieneze, austrieci, este un domeniu în care filozofii sunt hiperspecializați în asta. În a face o analiză atât a conceptelor, a modului în care utilizăm conceptele majore din istoria filozofiei, cât și a multora dintre termenii din limbajul comun pe care îi folosim fără probleme, dar care totuși, atunci când încercăm să-i definim, se pare că sunt mult mai alunecoși. Ok. O să încep cu o poveste adevărată. Vă rog să mă credeți că e foarte adevărat. Pe când avea doar 5 ani, Matei este băiatul colegului meu, profesorul Emanuel Socaciu. Matei se dovedea deja un băiat foarte inteligent, foarte sensibil, dar în plus față de asta, era extrem de pasionat și încă este, dar acum digital mai mult, de desen. Da? Așa cum sunt de altfel atâția copii, inclusiv fiica mea, de tocmai am plinit 2 ani. Umple caiete de desene, dacă le putem deja numi astfel. Pe vremea când încă nu împlinise 4 ani, producția de desene a lui Matei crescuse exponențial. Părinții, observând cum viteza tot mai mare de execuție a desenelor corespundea unei schițări tot mai aproximative a contururilor și a figurilor. Nu? Părea că nu mai are răbdare, părea că devoră hârtia. Sau poate avea un alt motiv. Tatălui, care este un brav filozof analitic, nu ca mine, care sunt format în tradiția continentală și stau așa între două luntre, tatălui, Emi, îl întreabă atunci, luând în mână ultima realizare a băiatului. Tati, ce reprezintă desenul ăsta? La care Matei, la 4 ani încă neîmpliniți cât avea atunci, răspunde și aici vă citez exact, pentru că părinții au notat replica, și eu am făcut la fel când am auzit povestea. Matei îi răspunde așa: tati, cu cât nu înțelegi ce reprezintă, cu atât e artă mai mult. Închei citat. Da? Schimbând doar un pic topica, afirmația copilului Matei Socaciu ar putea sta la loc de cinste ca exprimare condensată a unei stări de fapt
caracterizând lumea artei contemporane, și totodată ca provocare, dar și pandant intelectual, pentru, zic eu, tezele care au ocupat locul central în estetica din a doua jumătate a secolului 20. Adică teze despre arta contemporană ca limbaj al semnelor, eminamente, cum zicea Gadamer, sau ca interpretare sau chestionare critică a realității, cum au susținut teoreticienii de stânga, sau ca elipsă metaforică, cum susține Arthur Dento, despre care o să vorbesc mai pe larg și despre acest concept în încheierea prezentării de față. Altfel spus, cu cât nu înțelegi ce reprezintă, cu atât e artă mai mult, în această atestare a limitelor reprezentării în artă, e vorba tocmai de reversul tuturor asigurărilor oferite cu privire la funcționarea eminamente simbolică a obiectului devenit artistic. Nu? Când este artă? When is art? Ca vorba celebră a lui Nelson Goodman. Sau reversul tuturor acelor teze despre caracterul operelor de artă de a fi despre ceva, acea aboutness. Deci problema reprezentării, în toate sensurile cuvântului, rămâne probabil cheia de înțelegere a situației contemporane a artelor odinioare denumite frumoase. Precum și a relației complexe a lumii artei contemporane, atât cu producția de bunuri culturale în capitalismul târziu, cât și cu stringențele democrației reprezentative, radicale, după cum o numește Yves Michaud, pe urmele lui Habermas, un important filozof al artei francez, Michaud. Problema reprezentării în toate sensurile și la toate nivelurile sau, iată, atestarea limitelor reprezentării în situații în care ar fi ciudat să vorbim despre experiența sublimului. Cum dă seama, așadar, filozofia și teoria artei postbelice de evidenta dispersie, chiar pulverizare a domeniului artelor vizuale într-o multitudine incontrolabilă de practici distincte, de bule, de receptări paralele și ignorări autosuficiente ale isprăvilor celor mai mulți dintre ceilalți artiști? Prestigiul în creștere al paradigmei instituționale de înțelegere a producțiilor artistice consacră eterogenitatea radicală a jocurilor de limbaj cu artă, corespunzând unei multitudini cel puțin aparent ireductibile de dispozitive artistice care produc experiență estetică în condiții de definire procedurală a mediului. Și l-am citat aici pe Yves Michaud din cartea lui Criza artei contemporane. Care criza artei contemporane după Michaud este în mod fundamental tocmai o criză de reprezentare a artei contemporane. Dar despre asta am vorbit cu altă ocazie în fața unui public eterogen. Prin nimic substanțială, acum mă mișc pentru că atacă-ți în țari, în caz că pe dumneavoastră nu va și încerc să-i descurajez un pic. Dacă se agravează, o să scoți autanul din geantă. Vă rog să mă credeți că nu voi face reclamă. Că văd că suntem atenți să nu facem reclamă, dar poate deveni cu totul neplăcut, dacă ești alergic, cum sunt eu cel puțin. Prin nimic substanțial, experiența estetică ar ține doar de respectarea, nu, mai simplu spus, traducând acea formulă a lui Michaud, respectarea procedurilor în vigoare într-un context artistic determinat, da? Sau într-un mediu artistic determinat și defini procedura. Sau, dacă vreți, ca să citez o formulă care mie îmi place mult, a lui Peter Sloterdijk, folosită într-un alt context, folosită pentru a descrie viețile noastre la începutul mileniului 3, într-o atmosferă de conectivitate izolată. E o expresie mai adevărată, dacă pot să zic, acum decât era la creația ei, pentru că Sloterdijk nu avea în vedere, nu avea cum să aibă atât de mult în vedere viața noastră online. Dar se potrivește perfect, pentru că nu bulele, că de aici, din această carte, în trilogie, e desprinsă ea, netradusă încă în română, bulele de săpun, nu? Dacă vezi, tocmai asta sunt, nu? Ele sunt închise și autosuficiente, dar pereții sunt comuni. Deci ele nu pot una fără alta, dar asta nu înseamnă că ar exista ceva pe care să-l numim comunicare autentică între ele. De multe ori, asta este impresia și când ne uităm la publicul diferitelor galerii de artă din București sau aiurea, la publicul diferitelor medii, când se vorbește mai mult sau mai puțin derogatoriu despre uapiști versus, știu eu, tranzit sau
Da, deci e limpede, ca să dau exemple locale, nu că cel puțin la prima vedere asta este atmosfera pe care o respiră lumea artei sau scena de artă contemporană. Am ajuns să considerăm drept firească o înțelegere strict relațională a operelor de artă și aici, dintre mulți teoreticieni care au vorbit despre asta, unul este foarte cunoscut, nu? Iar teoriile lui au făcut chiar subiectul unui film de succes premiat la Cannes, nu? Acum câțiva ani, The Square. Vorbesc de Nicolas Bouriot și faimoasa lui estetică relațională. Nu? În genere, dincolo de vederile noastre teoretice, tindem să considerăm că operele, producțiile, practicile și gesturile artistice sunt eminamente relaționale, adică nu pot fi înțelese altfel decât pe baza unui sistem de relații. Dar o să vedem mai departe ce fel de relații. Sau calitatea operelor de artă de a fi obiecte anxioase, cum a spus un important filozof și critic de artă american, Rosenberg, într-o faimoasă lucrare de definire a artei. Nu, adică obiecte anxioase în sensul de a fi nesigure de ceea ce sunt cu adevărat, de statutul lor ontologic, cum zicem noi la filozofie. Sau chiar fluidizarea artei, starea ei gazoasă, cum o numește Michaud, într-o carte ca faimoasă, L'art à l'état gazeux. Nu? Deci, despre ce e vorba în toate aceste calificări ale artei contemporane? Zic eu că e cam așa. Dacă în etică și filozofie morală, și eu sunt în primul rând profesor de etică și filozofie morală, pluralismul pare astăzi atitudinea dominantă, nu, pluralismul moral, în estetică și filozofia artei pare destul de limpede că relativismul e cuvântul de ordine. Acum, sigur, nu o să intru în discuția, o discuție de importanță vitală, atât filozofic cât și politic, privitoare la deosebirile dintre relativism și pluralism. Dar asta e o discuție care ar ocupa lejer, nu un atelier, ci un volum amplu. Dar voi spune foarte pe scurt și dacă nu sunteți mulțumiți și de așteptați să nu fiți, vă rog să cercetați mai departe tema, că pluralismul, spre deosebire de relativism, admite confluențe notabile între tradiții și forme de viață. Poate chiar un nucleu comun al acestora, dar poate este cuvântul de ordine. Nu știm. E posibil. Le pune fără încetare în dialog. Da. Și oricum, și asta este cel mai important, pluralismul certifică posibilitatea de a raporta tradițiile și formele de viață unele la altele, în sensul de a le compara și de a avea sens să le compari și mai ales de a le ierarhiza valoric în lumina anumitor opțiuni fundamentale. Asta îți permite pluralismul să faci, asta nu îți permite relativismul să faci, pe scurt, da, fără a intra în detaliile discuției. Dar ierarhizarea în cazul unei teorii pluraliste sau viziuni pluraliste, spre deosebire de o viziune monistă, adică o viziune care asumă că există un adevăr fundamental în funcție de care trebuie să vedem lucrurile în domeniu sau câmpul sau sfera aceea, spre deosebire de monism, pluralismul te lasă să ierarhizezi, dar te obligă să respecti, ca să zic așa. Te obligă să respecti dreptul la existență al altor tradiții sau perspective pe care tu, să zicem, doar le tolerezi, adică nu le îmbrățișezi, ba chiar te raportezi critic la ele. Nu? Că de multe ori ne încurcăm și uităm semnificația primară a cuvântului toleranță. Toleranța înseamnă să înduri ceva, nu înseamnă să apreciezi ceva. De cele mai multe ori. Ok, dar aici încheie aici paranteza asta metodologică. Ce vreau să spun este că toate lucrurile astea legate privitoare la pluralism, valoric sau de alt tip, nu se aplică dacă ești relativist. Ori impresia mea, și nu cred că doar a mea, este că în domeniul teoriei și filozofiei artei, nu pluralismul, ci relativismul este dominant. Adică o viziune radicală a ceea ce, cu o sintagmă wittgensteiniană, numeam mai devreme eterogenitatea radicală a felurilor în care folosim arta, cuvântul artă, reflectând, de fapt, o multitudine, o dispersie chiar incontrolabilă a practicilor artistice. Iar despre, sau legat de această opțiune quasi generală pentru relativism în domeniul filozofiei artei, această opțiune mi se pare a fi o consecință firească, o consecință aproape logică a cui? A antiesențialismului, și iată cum încep să explic și eu termenii a cheie din abstract, nu? A antiesențialismului estetic proferat de filozofi analitici de primă importanță din secolul
20 și, în primul rând, de cel mai influent gânditor pentru tradiția analitică de gândire. Chiar dacă el nu a fost un filozof analitic strictor sensu. Și cei care au dat cu nasul pe la filozofie, evident că știu la cine mă refer, desigur, la Ludwig Wittgenstein, nu? Cel mai citat autor în zona filozofiei analitice în continuare. Chiar dacă reflecțiile, anotările sale sumare, sibilinice uneori, par să se depărteze adesea foarte mult de canonul clarității și rigorii analitice. Dar, iată, geniul lui a stat tocmai în această capacitate de a inspira și impulsiona niște filozofi care la prima vedere par atât de arizi, asumat arizi și clari până la exasperare aproape, precum filozofii analitici. Nu e chiar așa, desigur. Și nu e așa mai ales pentru filozofii buni, filozofii mari. De o parte sau alta a oceanului, ei, în general, au vădit și suficientă claritate încât să fie frecventabil și să participe la acest dialog generalizat și destulă neclaritate încât să incite la interpretări diverse, să ateste un caracter deschis al discursului filozofic și, în general, al acestor căutări mereu reiterate, încercări obstinate, exasperante de a o lua de la început și a încerca să gândești pe cont propriu. Nu? Nu știu o definiție a filozofiei mai mult decât etimologia ei, dar, în genere, cred că asta se acceptă măcar pentru filozofia aia care e scrisă cu bold în arhivă. Pentru filozofii mari. Sunt oameni care au încercat să gândească de la început toate lucrurile alea. Ceea ce nu înseamnă neapărat o insolență față de tradiție, dar înseamnă o raportare critică la tradiție. Lecția asta o vedem aplicată și în istoria recentă a artei, în secolul 20, mai mult decât în oricare alt secol. Unul dintre motivele, poate, pentru care mulți, printre care chiar Danto, cel menționat mai devreme, au ajuns să vorbească la un moment dat chiar de o... Nu e cel mai potrivit cuvânt, dar nu avem un cuvânt care să traducă exact disenfranchisement din engleză. Au vorbit despre aservirea filozofică a artei sau, dacă vreți să dăm o altă definiție, o cedare de bunăvoie a drepturilor. Dar asta e iarăși o altă poveste în care nu o să fie astăzi vreme să intru. În ce măsură arta însă își devine o afacere filozofică în era postbelică? Incidental mă refer sigur la aceste lucruri, dar nu vor face, nu vor constitui obiectul principal al expunerii sau al prezentării. Acum, referindu-mă la menționat pe Bogdan Ghiu mai devreme, pe socrul meu, adică, referindu-mă la ceea ce bănuiesc că va fi fost atelierul lui, care era despre pragmatismul american și legăturile acestea cu arta de acolo, eu sunt de acord că pragmatismul rămâne cumva filozofia americană par excellence. Pentru că se reflectă, să zicem așa, în forma de viață americană, în etosul american, mai mult decât altfel. Dar, sigur că rădăcinile pragmatismului filozofic vor intre căutate mult mai devreme la marii gânditori sofiști din Grecia antică. Sunt de asemenea conștient, sau în fine, aici se poate discuta, dar eu cred asta. Cred că deja menționata și atât de influenta paradigmă instituțională de înțelegere a domeniului artistic poate fi înțeleasă și ca un fel de altoi între abordarea pragmatistă și filozofia analitică a limbajului. La fel de adevărat rămâne însă faptul că estetica analitică reprezintă metoda filozofică de abordare a fenomenului artistic în care scholarii, cercetătorii americani au excelat cu adevărat în a doua jumătate a secolului 20. Deci despre ce vorbim, nu? Ce este estetica analitică? O întrebare la care e foarte dificil de răspuns. Acum niște decenii, Schustermann, care între timp a devenit unul din cei mai importanți, poate cea mai importantă figură a esteticii pragmatiste, neopragmatiste și creatorul unei subdiscipline care se numește soma estetică și încearcă să combine pe urmele cumva ale lui Foucault și a ideilor de tehnologie a sinelui anumite exerciții filozofice tradiționale cu practici, chiar cu practici somatice, corporale, efective. Deci să
produc acel embodiment, un cuvânt la modă astăzi, acea încorporare a filozofiei până la ultimele extremele, este și pasiunea de Tai Chi, în fine. În tinerețe și în formarea lui, sigur că și el s-a format în mediul analitic și la un moment dat a editat lucrările unui coloviu care au rămas de referință, care se numește chiar Analytic Aesthetics, estetica analitică, și unde el începe, da, de la, din introducere, spunând chiar asta. Și în mai multe rânduri astăzi o să vă traduc niște formule pe care nu le-am tradus, de scuzați-mi anumite ezitări și eventuale stângăcii, dacă traducerea nu va suna chiar perfect. A spune că estetica analitică este bine cunoscută nu înseamnă deloc a spune că noi știm foarte bine ce este ea, de fapt, sau chiar că noi știm foarte bine cine, în mod închip precis, trebuie considerat estetician analitic și în care dintre scrierile sale. Deci el avertiza foarte clar cu privire la această dificultate, da? De a face din esteticienii analitici o familie. În adevăratul sens al cuvântului, și o să vedeți imediat de ce folosesc acest cuvânt, care într-un fel e cuvântul cheie al emisiunii. Pentru că o să vedem imediat cum totul se dezvoltă așa radial în jurul unei idei sau metafore wittgensteiniene, care este cea a asemănărilor de familie, care i-a obsedat pe analitici în toate aceste decenii, din motive psihanalizabile sau nu. Ce putem spune? Deci mai mult decât banalitatea metafilozofică, potrivit căreia esteticienii analitici se concentrează pe, nu știam, analitici, analiza conceptelor de bază folosite în limbajul obișnuit cu referire la artă și frumos, în detrimentul unor construcții nu, sau sinteze teoretice speculative. Asta e trivial, cum se zice. Asta este ceva aproape de la sine înțeles din sintagma. Dar mai departe ce e de zis? E foarte dificil mai departe să găsim cu adevărat niște condiții necesare și suficiente, niște trăsături pe care să le satisfacă toți cei calificați drept analitici, esteticieni analitici. Nu? Chiar și legat de această aparent condiție de bază pe care tocmai am enunțat-o. Dacă ești estetician analitic, te axezi pe analiză conceptelor, nu pe sinteze teoretice. Chiar și asta poate fi pusă la îndoială în operele de maturitate ale unora dintre cei mai cunoscuți și unanim considerați a fi exponenți ai domeniului filozofiei analitice a artei, precum Nelson Goodman sau Arthur Dent. Ei? Nu poți să zici că opera lor de maturitate este doar despre analiza conceptuală. În mod secundar, sunt opere de sinteză, de mare construcție, ambiționată, chiar cu o anumită respirație, în cazul lui Dent, o asumată hegelian. Deci, voilà. Acum, ca să nu lungesc această prin survol și precauții exprimate cu privire la domeniul estetice analitice, o să fac ceva mai comod pentru mine, așa anume o să vă traduc un citat mai amplu, pe care l-am aici pe hârtie, în care teoreticienul și istoricul artei francez, dar în fine, el e bilingv așa, Thierry de Duve, sintetizează, sigur, cu o ironie postmodernă, cu o ironie borhesiană, sforțările din filozofia analitică a artei, precum și, probabil, obiecția principală, cel puțin din punct de vedere strategic și politic, la adresa acestei familii de demersuri teoretice. Da? Thierry de Duve, în lucrarea lui de bază, Kant după Duchamp. Kant after Duchamp. E scoasă în engleză asta. Prima versiune restrânsă era scoasă în franceză, un nom de la, într-un mod destul de ciudat, dar probabil explicabil prin diferitele granturi și fonduri la care s-a aplicat, la ideea au apărut pe vremuri ambele versiuni traduse ale acestei lucrări. Cu numele diferite. Și din păcate cea de-a doua, un tiraj atât de mic, e introvabilă, Kant după Duchamp. Dar sigur că e în engleză. Și din nou în engleză. Vă voi traduce, deci iertare dacă e vreo stângăcie. Zice așa de Duve, da? Cu referire explicită notă, ca să zic așa, nota de subsol la ce s-a întâmplat în aceste decenii de după al doilea război mondial până spre finalul secolului 20. Deci, ei ce au făcut? Au căutat, zice el,
ce au în comun? De exemplu, teoria lui Aristotel, care susține că arta este imitație, cu teoria lui Collingwood, care pretinde că arta e expresie, cu teoria lui Tolstoi, care susține că arta este comunicarea sentimentelor. Și tot așa, din comparație în comparație, încerci, tu ca filozof analitic, hai să folosesc persoana a doua, cum folosește eu, încerci să produci o teorie a tuturor teoriilor. Și până la urmă, probabil epuizându-ți resursele, dar nefiind lipsit de inventivitate, vei trage una dintre următoarele concluzii. Fie că statutul ontologic al operelor de artă este, precum acela al jocurilor, potrivit lui Wittgenstein, nimic altceva decât asemănarea de familie, fie că orice încercare de a defini arta trebuie să sfâșească sau în solipsism sau în tautologie, deci refuză, mai încerci să definești arta antiesențialiștii, nu? Fie că noțiunea de artă este un indecidabil, este indecidabilă, fie că deschiderea și indeterminarea sunt valabile pentru orice încercare și orice definiție a conceptului de artă, da, aceste calificative, fie, în fine, sau prin recursul la o teorie a actelor de vorbire performative, fie printr-un detur, prin teoria instituțională, conchis că circularitatea definiției empirice, artă e tot ceea ce e numit artă, departe de a fi un sofism, constituie însăși specificitatea ontologică a operelor de artă. Și, făcând asta, chiar fără să vrei, nu ai făcut altceva decât să-ți aduci grâul științific la moara ideologică care a făcut să se învârtă de atâta timp discursul istoriei artei și opiniile curente despre asta. Și anume, ce? Care-i motorul? Care ar învârti moara? Că arta este o treabă autonomă care are, este propria ei fundație, în fine, propriul ei temei, care se numește pe sine și care își găsește în sine justificarea. Evident că e vorba despre, nu, teza care deja din secolul XIX, în a doua jumătate a secolului XIX, stârnește atâtea gâlceve ideologice, într-un sens e fermentul care generează avangardele artistice, nu? Care descinde din tradiția romantică, da. E discutabil dacă mai este chiar o idee romantică, nu, ideea arte pentru artă, artei autonomiei artisticului, care chiar și în cultura română modernă, în începuturile ei, după cum știm cu toți de la literatură, nu, a generat acea faimoasă polemică, mai ales cu Gherea, nu, dacă... pentru că de fapt despre asta este vorba, nu? O obiecție care vine dinspre stânga va zice, orice fac esteticienii analitici, până la urmă autorizează, confirmă și îngroașă presupoziția că arta este autonomă. În timp ce toți cei care nu acceptă această supoziție de bază vor spune că arta este un fapt social, nu? Cum zice Adorno, în mod fundamental. Adică arta nu poate fi desprinsă de celelalte domenii și sfere care definesc praxisul uman, activitățile umane. Sunt toate întrepătrunse. Asta susțin într-un anumit fel și esteticienii pragmatiști și, de fapt, asta susținea și Wittgenstein, care îi inspiră pe... implicit, că el nu vorbește atât de mult despre arte. Inspiră pe atâția esteticieni analitici după el. Estetica analitică, așadar, în genere, e greu să generalizăm chiar și asta, pare așa, liable, pare să poată fi atacată în sensul acesta în care, cum glumeam la început, semi-glumeam, nu? Vă ocupați cu despicarea firului în șapte când încercați să definiți arta, dar nu prea mai apucați sau nu prea mai vreți sau nu credeți că e cazul să spuneți nimic despre relația, nu? Artelor cu societatea, cu politicul, despre tot ceea ce dădea chiar, nu, sensul primar al conceptului de avangardă, care redefinea miza artei altfel decât cultic, ca să zicem ca Benjamin, o redefinea ca trebuind să fie, nu,
în avangarda, nu? Deci în primele rânduri ale luptei pentru o societate nouă. Pentru a ne orienta mai bine în acest domeniu complicat de delimitat al esteticii analitice, vă propun un fir călăuzitor. Deja l-am menționat. De altfel. În general, unul din trucurile vorbitului public este că de câte ori introduce o noțiune, de fapt să o fi introdus deja. Pentru că asta dă impresia, dă iluzia uneori auditorului că înțelege mai bine. Pentru că te-am mai auzit folosind cuvântul, dar tu nu l-ai explicat. Deci firul călăuzitor pe care deja vi l-am propus fără să o spun explicit este următorul. Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă aici, lăsând la o parte partea de critică socială și politică. Cheia este furnizată de evidențierea unor maniere diferite de a înțelege, a fructifica sau a critica metafora wittgensteiniană a asemănărilor de familie. În tentativa, sigur, de a da seama, de a încerca să dai într-un fel sau altul seama de sfera tot mai rezistentă la conceptualizarea a lumii artei moderne. Da. Firul călăuzitor poate fi ăsta. E doar o propunere, sigur. Să căutăm la unii dintre cei mai importanți esteticieni analitici, cei socotiți, adică astfel, cum s-au raportat la chestia asta. Au folosit-o, au criticat-o, au resemnificat-o. Asta e ceea ce o să fac în restul timpului, în fond. Să plecăm însă de la această distinție simplă între ceea ce putem numi teorii funcționaliste ale artei și teorii instituționale. E o distinție care îi bat la cap pe studenții în anul întâi suficient, dar o să o reiau foarte rapid aici, cu scuzele de rigoare pentru fostele studente de acum câțiva ani. Deci, care ar fi diferența de bază între o teorie funcționalistă, un tip de teorie funcționalistă a artei și una instituțională? În timp ce teoriile funcționaliste evidențiază o anumită funcție specifică, sau mai multe, da, pe care ar îndeplini-o toate obiectele și practicile pe care le numim artă, teoriile instituționale, ce fac? Ele asumă doar un sistem de validare. Acum, cine face validare? Asta e marea întrebare. Te aștept să o facă niște personaje autorizate. Nu? Care să fie director de muzeu, critici de artă, galeriști, curatori. Nu? Unii adepți ai teoriei instituționale, sigur că asta au susținut. Alții, și de fapt cel mai important dintre ei, cum o să vedem imediat, George Dickey, nu. Deci, teoria instituțională vrea să ocolească cu totul această căutare odiseică, nesfârșită a acelei sau acelor funcții specifice pe care le-ar satisface toate cele numite artă, propunând în schimb să ne raportăm la lumea artei ca la un sistem de validare pe baza căruia sunt acceptate mereu noi și noi elemente, da, în acest sistem. Acest sistem de sisteme, deci, care ar fi lumea artei. Deci, da, în fond nu există o esență a artei, dar există raporturi de putere atestate în permanență de lumea artei. Aici ar veni repede și ar spune un filozof nicean. Nu? Filozofii analitici, însă, să știți, sunt foarte precauți cu acest limbaj. Apropo de discuția cu moara ideologică de mai devreme, ei nu prea vor să intre în discuție despre putere. De fapt, paradigma instituțională devine posibilă nu ca urmare a unei reflexii cu privire la ceea ce am numit politica promovării în lumea artei. Ceea ce îi doare pe tinerii artiști, dacă vreți. Ci, ca urmare, să spunem, are unor reflexii într-un cadru aseptic, strict teoretic. Paradigma instituțională este, de fapt, urmarea excepțiilor numeroase și importante cu care se confruntă orice teorie funcționalistă simplă arte. Adică orice teorie care voia să strângă la oaltă toate obiectele și practicile specifice, artistice, subsumându-le unei funcții unici. Fie reprezentare, fie expresie, fie formă, fie valoare simbolică și multe altele, dar cred că le-am citat pe cele mai importante propuneri avansate în istorie. Ăsta e punctul în care îl aș introduce pe George Dickey în discuție ca cel mai important exponent al teoriei instituționale a artei. El este astăzi, nu mai este, dar viață, dar este considerat în genere părintele
acestor teorii. Ce face George Dickey? Așadar, George Dickey abandonează orice tentativă de a stipula trăsăturile caracteristice operelor de artă, căutând în schimb să înțeleagă ce presupune atestarea sau certificarea producțiilor artistice. Sigur, am mai spus deja lucrul ăsta, îl spun în alte cuvinte, asta e ca la curs, dar nu cumva subiectul e tehnic, îmi cer scuze pentru cei care au înțeles deja foarte bine despre ce e vorba, dar fiecare nuanță ajută. Dar ce face apoi George Dickey? El ajunge treptat să vadă arta, și asta este paradoxul aparent cel puțin, nu atât ca o instituție al cărei scop ar fi să confere unor obiecte sau practici foarte diferite unele de altele statutul oficial de opere, pentru că asta e drumul cumva firesc, logic, în care pare să ducă o teorie, o abordare instituțională. E, interesant e, creatorul acestor teorii cumva, el la un moment dat face un switch foarte clar și categoric și zice, eu nu vreau să spun asta, nu m-ați înțeles corect. Eu nu văd așa lumea artei ca fiind axată pe conferirea unui statut oficial. Nu, eu văd lumea artei fapt într-un mod nu mai tradițional. Cum? Ca un cadru instituțional, e adevărat, dar un cadru pornind de la care e posibilă producerea unei clase de artefacte. Deci nu conferirea de statut. Nu, producerea unei clase de artefacte și prezentarea, nu, acestora unui public. Deci Dickey, de fapt, a căutat toată viața să lase artistului un rol director, ceea ce alți adepți ai teoriei instituționale sigur că nu mai fac sau considera a fi naiv sau considera a fi cumva, în fine, neoglindit în realitatea, să zicem, raporturilor tale ca artist cu galeristul și așa mai departe. Tot ce numeam mai devreme politica promovării, nu? Care de fapt generează într-o asemenea măsură succesul și vandabilitatea produselor tale. E, dintre propunerile succesive, avansate de George Dickey, rămân deosebit de influente astăzi două definiții instituționale ale artei. Scuzați că o să... Deci două definiții, iar cea de-a doua, în fond, ea se vrea o respingere a celei anterioare. Însă o să vedem că păstrează destul de multe lucruri în comun ca ambele se poată fi criticate în aceleași linii mari. Nu o să intru în detalii, evident, în prezentarea asta. Nu e un curs, un semestru, ci doar o trecere, un survol. Hai să le luăm foarte repede pe rând. Sunt simple în formularea lor. Dickey este un adevărat filozof analitic. Prima definiție zice foarte simplu așa. Ceva este o operă de artă, dacă și numai dacă. 1. Este un artefact și 2. Este un artefact căruia i-a fost conferit pe baza unui set de aspecte statutul de candidat la apreciere. Asta e sintagma cheie, pe care toți o citează legat de Dickey. Statutul de candidat la apreciere de către o persoană, de către o anumită persoană sau de către anumite persoane acționând în numele lumii artei. Asta este prima și foarte faimoasă definiție a artei în această paradigmă instituțională. Deci care are două elemente simple. Da? Ca ceva să fie considerat operă de artă, trebuie să fie un artefact, deci un produs așa, al unei tehne, cum ziceau grecii antici, și trebuie să îi se confere pe baza unui set de aspecte, de calități ale sale, acest statut de candidat la apreciere de către cine? De către o persoană sau anumite persoane acționând în numele. Deci, de definiția e notarială cumva. Asta te ducea în direcția. Și cei mai mulți care au zis, wow, uite, s-a limpezit apele, în fine, ne chinuiam să căutăm ceea ce nu era de găsit, e clar. Deci trebuie să mergem pe drumul ăsta. Trebuie să ne concentrăm pe ce fac directorii de muzee și curatorii și comisarii, cum se zice, nu cum se spunea pe vremea în filiera franceză, se mai spune astăzi, și galerii. Deci, exact, ăștia care teoretic ar fi the enabler. Ăștia care ar ține platforma, dar de fapt ajung să gireze, nu? Să spună ce faci, cui vinzi, ce... Nu. Dickey și alții care l-au urmat îndeaproape s-au revoltat și au refuzat chestia asta. Să meargă pe linia asta care, într-adevăr, cum vă spuneam de vreme, sună mult mai aproape de o perspectivă niceană, adică o perspectivă axată pe înțelegerea unei lumi sau unui sistem ca fiind o permanentă înfruntare sau ciocnire, sau fie, ceea ce numește Foucault relații de putere. Nu.
Definiția lui Dickey, deci, în mod explicit, vedeți, ea nu ne spunea cine e persoana sau persoanele astea, dar nu ne spune cine, în mod tipic, în lumea artei, conferă statutul ăsta de candidat la apreciere. Și desigur că, chiar dacă ne-am putea gândi la ceea ce tocmai v-am spus, că ăștia sunt critici de artă sau, în fine, critici trendsetter sau, în fine, muzeografii sau curatorii sau galeriștii, pentru că, până la urmă, ăștia ar fi cei care fac, nu selectează și fac vizibile unui public mai larg aspecte, nu? Și artefacte pentru apreciere. Dickey, când își comentează definiția, este, știi, adamant, este categoric când a spune că el crede că artiștii sunt agenții exclusivi ai conferirii statutului de candidat la apreciere. Deci rămâne cu această, dacă vreți, asumție că e deja, nu, romantică. De vreme ce conferirea asta de statut pare să fie și ea o acțiune, nu? E un tip de act de acțiune, atunci discuția e în zona asta. Ok, ce face de fapt artistul când face chestia asta pe care o numim conferirea statutului de candidat la apreciere? Da? Ce face de fapt artistul? Nu? Că păream să știm ce face artistul când creează, când stă în atelier. Dar ce face el privit în paradigma asta? Nu? Evident că lucrurile în punctul ăsta au generat reacții. Și unele au fost reacții critice, altele au fost chiar reacții ironice. Și unele dintre aceste reacții s-au înregistrat, nu în lumea teoretică, în lumea teoreticienă, ci chiar în lumea artă. Pentru că, așa cum vă spuneam și un pic mai devreme, în secolul 20, cel puțin în a doua jumătate a secolului 20, lumea artei și teoria / filozofia artei sunt de nedezlegat unele de altele. Da, da. De-aia, Dento, până la un punct, putea să scrie cartea aia numită Philosophical Disenfranchisement of Art și să refacă așa istoria artei moderne și contemporane. În general, este un dute vino de la teorie la practica artistică și mari, poate cei mai influenți artiști din secolul 20, de fapt, mai mult decât cu culoarea sau cu piatra sau cu lemnul, au lucrat cu teoria artei. Au fost niște meta-artiști, cum am spune noi la filozofie. Adică obiectul lor a fost chiar arta sau mai degrabă violentarea, transgresarea oricărui consens încetățenit, înfiripat cu privire la ce este artă. Nu? Câți n-au făcut? De la dadaiști? Bun, de la suprematiști, că tot a vorbit Cătălin, nu? Am folosit cuvântul pang acum. La dadaiști, la suprarealiști, la dacă ne luăm istoria avangardelor, nu? Și vedem cum într-un anumit sens, într-o anumită cheie, a fost mereu vorba, nu, pivotal, evident, Duchamp, despre acest tip de punere la încercare și denunț ironic a ceea ce părea să fie o graniță, nu? Să fie o circumscriere a lumii artei. Nu? Și de multe ori artiștii au asemenea comentarii filozofice, nu? Un Rauschenberg sau un Kossuth, ca să dau un exemplu a doi de cei mai influenți artiști americani în secolul 20, în a doua jumătate a secolului 20, explicit a spunea că eu lucrez cu filozofie, eu fac filozofie, eu lucrez între artă și teorie, domeniul, chiar o asum. Și în Franța găsim, evident, și Yves Klein și câți alții, nu are rost să intru în discuția asta, sunt nenumărate exemple care îl autorizează pe Dento să zică ce zicea, dar revenind, scuzați, am lungit paranteza, deci ceea ce a fost această stați puțin, mă băiesc, eu nu asta am vrut să zic a lui Dickey, reacția asta, evident că a strânit chiar din partea unor artiști niște reacții ironice și concretizate în practica artistică, în sensul că, băi, sigur, noi conferim statutul, hai, discută cu galeristul meu, nu? Și două dintre cele mai sugestive reacții de acest fel din anii 70-80, cred că după aproape o oră dau primul exemplu concret de operă de artă, l-ai și pus, wow! Acesta este Mel Ramsden, da? Mel Ramsden în 68 realizează acest guaranteed painting, da? Pictură garantată, certificată. Și această lucrare, după cum poate puteți vedea și acolo, în ce constă? Ea constă în două panouri de mărime egale, 51x51 cm fiecare. Și vedeți, un panou este un monocrom, în acrilic pe pânză, deci opsea obișnuită, monocrom. Iar celălalt panou este, un text imprimat pe hârtie și încadrat de o rezistență de reșou pe care se putea citi
Acest tablou conține un pătrat măsurând 20x20 de inci. Este localizat la 8 inci de fiecare margine. Da? Deci iată o tratare cumva ironică a acestei idei că artistul, nu, treaba artistului este să certifice, să garanteze că ceva e o prădare. Păi atunci ok. Am garantat aia. Mai departe, bun, se făceau, pot să vă dau nenumărate exemple din anii 50, chiar cumva precedent treaba asta, nu? Gândiți-vă la marea galeristă franceză, Iris Clare, nu? Și ce făceau, în Cavara și ceilalți care făceau, și facem o expoziție, și I'm still alive. Asta este, de fapt, seria de lucrări, era că îi dădea telegram în fiecare zi, sunt încă în viață. Multe idei pe ceea ce s-a numit concepția apropiativă a artei și toate pendulând sau, în fine, gravitând, ar fi corect, în jurul lui Duchamp. Mai sugestivă, în zona franceză, nu? Daniel Buran, probabil artistul care a mers cel mai departe, a spart cel mai mult din artiștii francezi postbelici în America. E foarte greu să ajungi acolo. Într-un sens, erau destul de, nu insular, dar închiși în Franța și Michaud, am dat coronica. Daniel Buran a fost acolo, bun. Între timp mai sunt un Boltanski care tocmai a răposat sau ajunsese foarte, foarte notoriu și în zona aceea. Dar Daniel Buran, între 68 și 69, nu? Are aceeași idee, nu? A operei de artă contract. Adică contractul de vânzare-cumpărare. Nu făcea nimic efectiv, nu? Dar îți dădea un contract care, asociat oricărui obiect ales de artist, i-ar garanta acestuia statutul de artă. Nu? Deci iată, bun. Exemple, cred eu, sugestive și pentru a ilustra și totodată a ironiza. E ambivalent aici această idee bravă, cum că artistul ar fi personajul exclusiv din lumea artei care conferă statutul de candidat la apreciere în opere. Sigur că artistul e parte din ecuația asta, parte cheie, dar e greu de crezut că este exclusiv, așa cum Dento a vrut să susțină. Ok. Dento mai are tot felul de reformulări, nu abandonează ideea asta până la final, dar dintre aceste reformulări, adică tentative de a defini arta, mai o a doua, de fapt ea e, cred că a patra în ordine, dar e a doua ca notorietate, e un pic mai complexă și o să vă citesc și pe aceasta. Este o definiție care se construiește ca un set de 5 definiții, care merg una din alta așa. Fiecare definiție definește cuvântul dinainte, dacă vreți, cuvântul cheie din cea anterioară. Din nou, o formulă extrem de limpede la prima vedere, care e dorită a exprima cea mai slabă descriere posibilă a unui cadru esențial al artei. Pentru că, atenție, și Dickey și Cozumel și Dento sunt, de fapt, rămâne esențialiști. Nu sunt anti-esențialiști, cum au fost filozofii analitici, despre care o să vorbim foarte rapid în continuare, că eu inversez un pic cronologia. Adică ei în continuare caută ceva care să fie, poate fi spus în mod necesar și suficient despre toată arta. Chiar dacă nu mai caută în mod tradițional, zicând, uite, toate operele de artă sunt reprezentări sau nu știu. Nu, dar tot sunt esențialiști. Adică ei tot cred că există foarte pe scurt o esență care să definească, dacă nu operele de artă, măcar cadrul ăsta numit lumea artă. Ok. Care este așadar această formulă definițională ca set de 5 definiții scurte propusă de Dent? E așa, în traducere. Un artist este o persoană care participă în mod conștient, deci cu înțelegerea ceea ce face, în producerea unei opere de artă. Bun. 2. O operă de artă este un artefact de un anumit fel creat pentru a fi prezentat unui public din lumea artei. Bun. Un public este un set de persoane ai cărui membri sunt într-o anumită măsură pregătiți să înțeleagă obiectul care le este prezentat. 4. Lumea artei este totalitatea tuturor sistemelor ale lumii artei, tuturor sistemelor lumii artei. Și 5. Un sistem al lumii artei este un cadru pentru prezentarea unei opere de artă de către un artist, către un public. Totul pare atât de simplu și clar. Acum, evident, ideea elementară este că statutul de artă nu este ceva care e conferit într-un mod arbitrar, nu cum putea părea din exemplele artistice de mai devreme, prin autoritatea cuiva, prin autoritatea unui agent, ci derivă, până la urmă, din faptul că o anumită operă este în mod adecvat situată într-un sistem de relații. Nu? Și asta e expresia cheie pentru aceste abordări. Sistem de relații.
preeminent în acest sistem, preeminent, în fine, de primă rang, cea mai importantă, este relația operei cu artistul și cu publicul din lumea artei. Da? Aceste două direcții. Da? Operă, artist, public. Ok. Acum, dacă noi abstragem, facem abstracție, suportul meu în engleză, în caz că să vedeți unde am ajuns. Da? Deci eu sunt, eram un francofon pe vreme. De aici preveneam că mai pot apărea stângăcii. Dacă facem abstracție de elementele particulare din aceste două definiții, putem discerne o strategie comună în ambele și strategia, sigur că ea deja deci, cumva expune ambele definiții avansate de Danto și pe celelalte, că nu le-am mai menționat acum, intermediare, să zicem așa, expune aceleași probleme sau acelorași probleme de bază. Pe scurt, despre ce e vorba. În ambele definiții, Dickey evidențiază, încearcă să evidențieze o structură, să zicem, un sistem, o structură care este, de fapt, are un caracter comun cu alte instituții sau practici care se află dincolo, se află în afara lumii artei. E foarte ușor să vă dau asemenea contraexemple, adică de instituții care au ca treabă conferirea statutului de candidat la apreciere și care nu fac parte din lumea artei. Și această chestie numită conferire statutului de candidat la apreciere de multe ori nu se petrece în lumea artei, așa cum am, oricât de larg am cerut să o definim. Exemplu de simplu, broșură turistică. Da? Ajung la orașul X, nu? Ajung la Paris ca Didi săptămâna asta și mă duc la un birou de ăla de turism, da? Un oficiu de la turism. Și iau de acolo, nu, pe lângă hartă, pot să am, dacă sunt generoși, oamenii mai puțin acum, să iau și o broșură. Bun, Parisul nu e cel mai bun exemplu. Adică mă duc într-un orășel ăsta, în Salerno, sau nu știu. Am o broșură cu ce? Cu obiectivele turistice, da? Deci ce face broșura aia cu mine, da? Îmi oferă o serie de candidați la aprecierea mea, nu? Ar putea spune cineva că broșura aia este parte din lumea artei sau că... Nu, da, e o apreciere a mea, vreau să... Nu, zice, ui. Sau, mai banal exemplu, rombul ăla pe clădirile istorice. Ce funcție are? Semiotic, vorbim rombul ăla, nu? Mă invit, eu semnalează un candidat la apreciere, pe baza, să spunem, vechimii istorice a clădirii. Dar asta nu, definiția nu exclude chestia asta, înțelegeți? Am spune că toate rombul alea sunt parte din artwork? Nu prea putem, nu? La fel legat de a doua definiție, același tip de probleme, nu? Cum poate, de fapt, Dickey să distingă sistemele artei, lumii artei de alte sisteme de prezentare ale artefactelor, nu? Gândiți-vă la o... La o mare expoziție, la Romexpo, nu? Cu de toate. Sau cum erau pe vremuri și până la al doilea război mondial, asta era un mare moment de celebrare și de încordarea mușchilor naționali. Saloanele internaționale, nu? Marile expoziții internaționale. Păi, la expozițiile internaționale, am avut și la unde locuiesc eu acolo, în Parcul Carol, una europeană în anii, care a generat o parte din clădiri, inclusiv aia care a dispărut, a ars și au făcut mausoleu care e fix ca la... Nu e chiar fix ca la Ruși, că la Ruși e... Drept, aici este așa, la Moscova. Dar în fine, care e chiar frumoasă, la operă de artă, deși e copiată. Nu. În fine, deci, expozițiile internaționale, nu? Nebunia asta care începe de pe la, cred că de pe la finalul secolului XIX deja, nu le avem pe primul, cred că e primul la Paris, sau după aia Londra, Ce se întâmpla acolo? Păi fiecare țară expunea la grămadă, da. Așa cum o să vedem imediat că e și unul din faimoasele experimente de gândire analitice a lui Kenny. Expunea la grămadă artefacte, unelte, inovații tehnologice, broderii, nu știu ce, chestii vechi, poze, la grămadă. Da? Artă și ceea ce n-ai spune că... Și altfel de artefacte, da? E un sistem evident destinat acestui lucru. Să propună candidați la statutul de apreciere. Deci iată niște obiecții factuale care, pe care nu le rezolvă niciuna dintre versiunile teoriei instituționale avansate de Dickey, care sunt considerate în continuare cele mai importante teorie instituționale. Sau cea mai importantă, scuze, teorie instituțională. Deci, problema și în general problema de care se izbesc până la urmă
cam toate demersurile de acest fel din filozofia analitică a artei este că, pe de o parte, propunerea definiție par să genereze incompletitudine semantică și, pe de altă parte, acuza de circularitate logică. E, să ne întoarcem însă acum, că a trecut o oră, da, de la debutul acestui atelier. Să ne întoarcem însă un pic de la ce face Dickey până prin anii 90, un pic înapoi spre anii 50, când putem vorbi cu adevărat de prima generație tare de esteticieni analitici și care erau anti-esențialiști. Deci hai să ne întoarcem la condițiile care au făcut posibilă teoria instituțională a artei și să-mi respect promisiunea de a arăta cum firul călăuzitor, firul Ariadnei aici este metafora asemănărilor de familie. Dinamica, printre alte probleme cu care m-am confruntat azi, este faptul că mi s-a terminat cartușul de la imprimantă, iar ceea ce am găsit era atât de vechi încât arată ca talea lui Hammurabi acum foile mele. E bine. Dinamica lumii moderne artei, experimentele neîncetate cu care ne-a confruntat ea, transgresiunile operate de avangarde, aruncând în aer orice consens prestabilit cu privire la ce merită și ce nu merită calificativul de artă, toate lucrurile astea duseseră pe la jumătatea secolului 20 la o anumită epuizare, nu degeaba folosea foarte bine de cuvântul ăla de exhaustion, epuizare a resurselor conceptuale de a defini artă. Și în momentul ăla, anti-esențialismul devine dominant, iar patriarhul filozofic al acestuia este pentru lumea anglosaxonă Wittgenstein II, adică Wittgenstein a doua perioadă de activitate și de reflexie așa împreștiate. Legat de asta, important este mai întâi să observăm un lucru, că poziționarea anti-esențialistă mută imediat discuția de ordin estetic în domeniul filozofiei limbajului. De fapt, tu faci imediat filozofia limbajului, nu mai faci estetică în sensul obișnuit. Pentru că dacă nu există o anumită trăsătură sau funcție în virtutea căreia numim artă, toate operele de artă, vine întrebarea firească. Atunci, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Nu? Aveam o prietenă acum niște ani care avea acest parazit verbal. Despre ce vorbim? Asta este nu? Marca filozofului analitic că știe că e asta sau se ignoră. Nu? Deci discuția se mută în planul limbajului, în planul discursului imediat. Elementul cheie, vă spuneam deja, pentru viziunea wittgensteiniană este ideea asemănărilor de familie, cu care putem înlocui căutarea vană și interminabilă a unui sâmbure comun ce ar patrona toate utilizările unui cuvânt. Wittgenstein și continuatorii lui vizau acele cuvinte care, deși vedem că sunt folosite fără probleme în limbajul comun, creează filozofilor de secole dificultăți insurmontabile atunci când vor să le surprindă esența conceptuală. Iar în cazul nostru, desigur, cuvântul generator de crampe mentale, o altă sintagmă a lui Wittgenstein, este, desigur, cuvântul artă. Wittgenstein a oferit în mai multe rânduri precizări cu privire la această viziune. Nu e o teorie, în sens metodologic n-ar satisface criteriile pentru a fi numită teorie. Este o viziune, zicem noi, în filozofia asemănărilor de familie. O viziune alternativă la cea esențialistă. Și unul dintre cele mai citate pasaje, nu singurul, sigur că te poți duce la ceva scris chiar de mânuța lui, chiar dacă a rămas în manuscris în cercetări filozofice și e un faimos pasaj, dar unul dintre cele mai citate aparține unui text intitulat chiar Lecții de estetică, pe care el le-a predat în apartamente particulare din Cambridge în vara anului 1938, unui foarte restrâns grup de studenți și care, după moartea lui Wittgenstein, au fost publicate aceste lecții după notițele studenților, deci nu unora dintre studenți, da. Și aici găsim în aceste așa numite lecții de estetică una din cele mai notorii explicații cu privire la această viziune a asemănărilor de familie, această metaforă, de fapt. Sau, dacă ar fi să intrăm în ceva mai tehnic încă, care este filozofia limbajului, filozofia metaforei, este o metametaforă. Este o metaforă prin care, de fapt, ne putem raporta foarte bine la ce este o metaforă, care este un stadiu preconceptual al gândirii. Și de multe ori s-a făcut asta. Și nu doar au folosit și
hermeneus, precum Ricœur, această metaforă a semnelor de familie, ca să desemneze așa uita metaforă vie. Bun. Ce spune Wittgenstein aici, în lecțiile chiar de estetică? Am ales acest citat. Am comparat adesea limbajul cu o ladă de unelte. Ce conține? Un ciocan, o daltă, chibrituri, cuie, șuruburi, clei. Toate aceste lucruri nu au fost puse din întâmplare la un loc. Chiar dacă există deosebiri importante între diferitele unelte, modurile în care ele sunt folosite prezintă asemănări de familie. Deși nu există două lucruri mai diferite decât cleiul și dalta. Noile feste pe care ni le joacă limbajul atunci când ajungem într-un domeniu nou ne surprind mereu. Închei citatul. Deci, filozofii analitici preocupați să analizeze pe la jumătatea secolului trecut categoriile fundamentale pentru domeniul esteticii au urmat această sugestie care li s-a părut de importanță crucială a gânditorului austriac atunci când reflectau la noțiunea de artă, la noțiunea elementară de artă. Wittgenstein însuși nu știu să fie aplicat undeva la artă chiar viziunea asta, dar au făcut-o wittgensteinienii, da? Și ce au făcut atunci? Păi au susținut că în loc de a fi clasificate pe baza unor condiții necesare și suficiente, operele sunt clasificate în virtutea unor asemănări de familie, nu? Weitz, deci Moritz Weitz, Paul Ziff, probabil că ăștia sunt cei mai importanți în anii 50 în estetica analitică. Nu vreau să vă încarc cu prea multe nume. Ei au susținut această viziune a asemănărilor de familie aplicată la artă. Da? Deci, operele de artă sunt numite artă nu pe baza unui sâmbure comun, în esențe comune, ci pe baza unui set de similitudini, de asemănări, bazate pe paradigme multiple. Asta este ideea de bază. Bun. Deci, o operă de artă este astfel considerată în virtutea unui set de similitudini, de asemănări cu alte opere, în timp ce o altă operă este artă în virtutea unui set diferit de similitudini și așa mai departe. Ok. Deci, viziunea asemănărilor de familie pretinde că conceptul de artă este format printr-o rețea. Da, de similitudini. Dacă ești continental, mai ales dacă ai făcut doctorat pe Deleuze ca Emilian, imediat te gândești la rizom. Evident că ei nu folosesc termenul ăsta, dar de fapt despre asta este vorba într-o anumită. Am putea zice cu acest input continental. Artă nu este un concept în sensul, este un rizom. Este un concept rizomatic. Deci e o rețea care nu poți să depistezi un centru și niște și o periferie. Da? Bun. Evident că ei nu făceau această trimitere. E posibil, nu știu, sincer, că în Mil Plateau poate Deleuze-Guattari să fi fost influențați de asta, habar, nu cred. Sau nu în mod direct. În fine. Rămânem însă, evident, cu întrebarea cheie. Nu. Sâcăitoare, cum fac filozofii. Ok, boss. Set de similitudini în loc de esență. Care? Care similitudini, da? Care asemănări? Trebuie să mi le spui. Trebuie să mi le precizezi. Pentru că dacă nu ești în stare să-mi spui care sunt exact aceste asemănări parțiale, să mi le numești, atunci viziunea asta este goală. Da? Pentru că, nu? Nu trebuie să fii Hegel ca să îți dai seama că orice seamănă cu orice. Nu. Asta funcționează limbajul. Poți să leg orice de orice. Da. Basic. Trebuie să-mi spui prin ce anume. Da? Deci ceea ce părea, wow, ne rezolvă crampa mentală, da? Numai este piramidonul așteptat, conceptual, de fapt, hop, că ok, nu mă mută. De multe ori în filozofie se întâmplă așa. Nu. Cei care știu asta. De multe ori ceea ce pare un breakthrough este de fapt doar o mutare a problemei. Dar asta este important pentru cunoaștere. Este important și asta, să poți să muți măcar un pas mai departe bolovanul Sisif. E, ce s-a întâmplat atunci în scurt timp? Observându-se sau solicitându-se atunci precizarea celor criterii. Păi, s-a observat următorul lucru, că cumva știe, că am menționat pe Hegel, viclenia rațiunii aici. În timp ce oamenii ăștia antiebrave, antiesențialiști, încercau să demonstreze că arta nu poate fi definită, antiesențialismul de fapt a generat, a dat naștere la o nouă recoltă de definiții ale artei. Cele mai multe dintre ele, într-adevăr, arată altfel, la nivelul formal, la nivelul chiar sintactic, dacă pot să spun așa, în sens logic, de sintaxă logică, decât definițiile tradiționale, aristotelicene, prin gen, proxim și diferent. Dar totuși sunt definiții. Arată altfel decât definițiile funcționaliste simple, dar sunt definiții. Acest nou tip de definiții atestă ceea ce a fost numit un concept
cum să văd, un concept mulțime sau un concept grămad, un cluster. Un concept cluster de artă. Și, din punct de vedere logic, ele capătă forma a ceea ce noi numim logica simplă, disjuncție neexclusivă. Adică, disjuncția neexclusivă este o formulă cu sau, 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 dar în care pot să fie adevărat și unul, și două, și trei, și toate. O disjuncție exclusivă este, nu, ceea ce numește englezul alternativ. Nu merge. E crisisul parmenidean. Ori asta, ori asta. O disjuncție neexclusivă este, în unele cazuri, doar asta, două, trei, patru. Deci, definițiile pe baza, de fapt, ideii de asemănări de familie, au căpătat forma logică a unor asemenea disjuncții neexclusive, da? În care ceva putea fi numit artă pentru că identificam una sau mai multe funcții. Da? Deci, în locul unei funcții unice, o familie sau o familie de familii. Pentru că, până la urmă, o altă observație elementară, că orice familie e făcută din familii, până la urmă, nu doar din indivizi. Unii au numit chestia asta definiție alternativă. Nu? Că e arte, nu toți se referă așa, dar unii așa o numesc. O să vă, nici nu mai am atât de mult timp, o să vă trimit foarte rapid la un singur exemplu de asemenea teoretician care a propus o definiție alternativă, nu un american, un teoretician și istoric al artei, foarte eclectic în abordările lui. El, de fapt, e mai destul de marxist, dar marxiștii l-au scos din școală, în Polonia, Vladislav Tatarkiewicz. Când vorbește despre artă, printre altele și mai ales într-o carte care e tradusă și în mediul american de mult, de niște decenii, istoria celor șase noțiuni fusese tradusă caldă, proaspătă, pe vremea când mergeau pe estetică traducerile grație unor personaje cheie, Ianoș și Vulpescu, fine, Romulus Vulpescu, nu Ianoș Vulpescu. Știți, ei aveau capacitatea de a impune o anumită agendă de publicație și asta explică de ce România în anii comunismului a stat senzațional între toate domeniile filozofiei la estetică și filozofia arte. Erau domeniile lor, ei primeau, de fapt, hai să o spunem pe aia bună, păi el era șeful la cenzură, normal că primea. Și atunci avem bucuria acelor uriașe colecții pe domenii, inclusiv alea de filozofie de la Meridiane. Ok, și știți, și Tatarkiewicz publica că e aproape integral. Istoria celor șase noțiuni se găsește și azi. Aici Tatarkiewicz lucrează când vorbește despre artă ca un filozof analitic. De aceea nu cred că e forțat să-l dau ca exemplu. Și ce face el? Păi pleacă de la... deci în 76 cred că apare lucrarea asta. Deci el știa literatura de pe ambele părți. Pleacă de la Wittgenstein, pleacă de la ideea asemănărilor de familie și o dezvoltă în felul lui. Și zice, ok, ce vă spuneam mai devreme, important este odată să înțelegem că în componența unei familii intră întotdeauna mai multe familii, nu? Chiar și la Machidon. Și în vremurile vechi, mă iertați, n-am putut să mă abțin, că săracul de a făcut gluma cu Halep acum pentru orice demn reprezentant a românilor. Dacă ai fost la nuntă și de-aia, scuzați. Neu, poate nu credeți, dar nu chiar toți machidonii sunt erudiți între ei, mi-a replicat Emilian și de aceea am zis asta că totuși, e o familie de familii. Ok. Deci, odată asta și de altfel amintește Tatarkiewicz că pe vremuri, nu, când intrai într-un ordin cavaleresc, erai obligat să menționezi neamurile care intră în alcătuirea neamului tău. Cam asta trebuie să facă și noua operă de artă, va sugera el. Da? Din ce familii? La plural face ea parte. Deci, asta pare să fie obligația ce revine și celui care vrea să denumească o noțiune precum artă. Și iată cum o punct de intersecție între abordări instituționale și un tip de abordări alternative. Care sunt familiile? Trebuie să luăm, să fim conștienți istoric de chestia asta. Nu, numele artă este vechi, vine din Ars Artis. Înțelesul acestei noțiuni s-a schimbat istoric în tot felul de moduri. Dacă faci o genealogie a noțiunii de artă, îți dai seama că e fascinant să vezi de unde s-a plecat, de ce Cicero îi vine să traducă cu ars, care însemna calitate sufletească sau fizică, tehneu grecesc, care însemna un mod de a cunoaște
orientat pe producție, prin ce accidente, prin ce... E cu adevărat o genealogie în sensul foucauldian aici al termenului, care îți va arăta chestia asta. Că până când putem vorbi de ceea ce am vorbit acum un an, despre estetică, înțeleasă ca o disciplină autonomă, deci până pe la jumătatea secolului 18, nici nu ai o noțiune unitară de artă. Și de fapt nu ai prea mult timp, că pe la finalul secolului 19 începe să intre în criză. Deci avem denumirea, dar istoria oricum e convulsionată și cu multe turnuri. Și atunci trebuie să găsim, în loc să căutăm un numitor comun, un așa numit numitor comun, să căutăm aceste familii, da? Care împreună să alcătuiască o definiție. Și la Tatarchie vă spune, este eclectic și îmbrățișează. Spune toate cele care au fost oferite în istoria esteticii sunt, de fapt, surprinderi, sesizări corecte a ceva ce e valabil pentru unele opere de artă. Toate. Redarea obiectelor, construirea formelor, exprimarea unor trăiri, producerea unui șoc și așa mai departe. Da. Și există diferite familii care vor defini familia artă în funcție de intenția cu care sunt produse niște artefacte, în funcție de acțiunea artei asupra oamenilor, în funcție de raportul artei cu realitatea. Și nu mai insist acum, că deja nu mai avem atât de mult timp și nici chiar vreau să supra-solicit răbdarea, oricât de, îndrăgostiți ați fi de analiză conceptuală. Dar, pe scurt, formula la care ajunge el, am retradus-o, în fine, folosind și versiunea engleză, ar fi așa. Arta este o activitate umană conștientă sau de redare a obiectelor, sau de construire a formelor, sau de expresie a trăirii / experienței, habar n-am în poloneză ce cuvânt e, dacă e mai degrabă trăire sau experiență, cu condiția ca produsul acestei redări, construcții sau expresii să fie capabil să încânte sau să emoționeze sau să șocheze. Bun. Ok. Aici e o observație mai tehnică pentru filozofi. O să fug prin ea foarte rapid. O obiecție de principiu la povestea asta cu definițiile alternative, sau o definiție alternativă a artei poate fi, dar chiar vorbim despre funcții alternative într-o formulă de tipul ăsta, sau vorbim doar despre perspective alternative sau vocabulare alternative prin care este vizat mereu același fenomen, a spune chiar într-un sens fenomenologic, fenomenul art. Pare o chestie așa foarte specioasă, cum ziceați, dar nu e dacă te uiți chiar la te uiți istoric la filozofie, o să înțelegi că ideea asta a asemănărilor de familie, de fapt, chiar dacă nu are o istorie, mai mult ca sigur, cred, și n-am întâlnit undeva pe cineva să spună altceva, Wittgenstein, de capul lui, cum a făcut în alte ori, a generat-o. De altfel, între noi fie vorba, nu o să știi niciodată cât din prospețimea formulărilor lui Wittgenstein și caracterul așa bulversant se datorează și faptului că nu avea o cultură filozofică prea vastă, nu l-a interesat. Era un om foarte cultivat, într-o familie vieneză, de cel mai înalt vârf, dar el avea, cred, o cultură muzicală, de exemplu, mult mai bună decât cultură filozofică, ca să dau doar un exemplu. Mai mult ca sigur nu știa despre asta, dar avem exegeți, deci oameni care fac istoria analitică a filozofiei și sunt specializați în Aristotel, în exegeza lui Aristotel, precum Acril, de exemplu, care în introducerea din 95 la monografia clasică în spațiul anglosaxon al lui Aristotel, Aristotela lui David Ross, observa explicit asta, că de fapt ideea wittgensteiniană a asemenelor de familie, din punct de vedere al tiparului, al patternului de gândire, fusese deja avansată de Aristotel în metafizică. E ceea ce Aristotel în metafizică, e subiectul tezei mele doctorat de acum mai nu știu câți ani, 12-13 ani, asta este. Deci îndrăzesc să cred că am o anumită competență pe subiectul ăsta. De aici și în prezentare chestia aia, că sunt specialist, nu mai sunt specialist în filozofie greacă, că nu mai lucrez prea mult în zona asta. Mă lucrez în filozofie contemporană și asta predau. Dar da, asta este formarea mea și e bine să nu-ți negi istoria, chiar și atunci când nu mai corespunde întru totul a ceea ce face acum. Aristotel, nu? Pentru a rezolva o problemă, marea problemă a istoriei ontologiei, problema, deci noi numim unității, semnificațiile multiple ale ființei, avansa ceea ce se numește acolo, am traduce unitatea de referință. Și spunea exact o chestie de genul ăsta, că anumite cuvinte, termeni ăștia generici, sunt folosiți în contexte foarte diferite, deci drept calificative, predicate pentru lucruri foarte diferite, dar nu pe baza apartenenței tuturor celor numite medical sau sănătos, astea sunt două din cele mai faimoase exemple ale lui, la un singur gen sau la o singură specie, cu atât mai puțin, ci în virtutea faptului că toate referă, trimit, dar în feluri diferite, la un același lucru.
Și Eclidus zicea, de fapt, asta este ideea semnelor de familie, nu? E ceea ce numea Aristotel în cartea 4, cartea Gamma, capitolul 2, unitate de referință. Proshen caimia antina fuzin, zice textul grecesc. Deci referitor la unul, la o aceeași natură, anume. Mia antina fuzin. Și, bun, reluând un exemplu ăsta faimos, a zis, oi, sănătos. Păi, nu înseamnă același lucru dacă spun e un om sănătos, spanacul e sănătos, ai o culoare sănătoasă în obraj sau viața la țară e sănătoasă. Nu poți să unești utilizările astea, să le subsumezi unui gen sau unei specii. Dar asta nu înseamnă că e ceea ce Aristotel numea o omonimie, o simplă omonimie aici. Nu înseamnă că toate aceste înțelesuri ale lui sănătos se leagă între ele, pentru că toate vizează, referă, vizează ideea de sănătate a omului. Da? Converg către aceasta. Chiar dacă trimit la ea în feluri diferite. Și atunci, ca să închei paranteza asta așa pentru exegeți, ce ne împiedică? Să vedem și ideea wittgensteiniană a asemănelor de familie aplicată la domeniul artelor. Nu, să vedem în ea nu atestarea acelei eterogenități radicale a jocurilor de limbaj cu arta, ci o unitate focală sau o unitate de convergență a semnificațiilor multiple ale artei, așa cum spun exegeții lui Aristotel în secolul 20 despre ființă, despre problema ființei la Aristotel. Pe scurt. În fine. Pentru restul, asta e cam 60% din ceea ce pregătisem, dar e bine într-un fel, pentru că restul va putea fi citit în volumul, în publicația online a lui Emilian. O să... Cred că e bine, nu, să mă apropii oarecum de încheiere, pentru că poate avem și loc de vorbi. Ceea ce urma era, și o să trec foarte rapid, era o prezentare a, după mine și după mulți, celui mai important filozof analitic, estetician analitic, din secolul 20, anume Arthur Danto. Pentru că Arthur Danto, el însuși pleacă de la o critică a viziunii asemănărilor de familie. Foarte interesant construită. Da? Deci el, în primul rând, argumentează împotriva nominalismului estetic, adică asupra... împotriva acestei poziții extreme care, potrivit căreia n-ar exista nimic în constituția celor considerate opere de artă care, pe care se bazeze calificarea lor drept artă. El va căuta inițial în mod implicit până la urmă, în ultima lui carte, chiar explicit, scuzați, să ofere o definiție și se asumă ca un esențialist. Dar e o definiție, sigur, foarte complexă, foarte interesantă, care până la urmă, sigur, are și ea niște obiecții majore de înfruntat. Oricum, împotriva nominaliștilor, el amintește că totuși predicatul artă, predicat în sens logic, vreau să zic, e un predicat onorific, nu? Și chiar dacă anumite onoruri sunt chestii strict de convenție socială, nu ca și cum dacă te naști prințul Charles sau, cum spunea răposatul soț ale reginei, cel mai mare tăietor de pangliș din istorie, chiar și așa, ok, dar unele onoruri sunt câștigate, earned, folosește chiar termenul ăsta. Și atunci opera de artă pare să fie de tipul ăsta. Operele de artă par să fie de tipul ăsta, nu? Și atunci e firesc să te întrebi ce anume trebuie să fie mai întâi prezent pentru ca onoarea de artă să fie decernată. Sau în termenii tradiționale estetici, nu, predicatul artă, în predicatul logic, zic, este expresia unei valori, atestarea unei valori. Le mai dădeam studenților mei exemplu când spun unii au încercat chiar de Dieu, pe care l-am menționat la început, să spună că cuvântul artă, numele ăsta, substantivul comun artă, de fapt funcționează precum numele proprii din limbaj, într-o anumită viziune, în fine, din filozofia analitică a limbajului, în care nu ar fi vorba decât de fixarea unui referent, nu de specificarea unui înțeles. Dacă eu numesc copilul Ion, probabil că nu-l numesc. Nu pot să indic ceva în constituția de ființă, cum zic Heideggerii, a băiatului meu care să justifice că l-am numit Ion mai degrabă decât Gheorghe. Probabil că am ceva în cap. Vreun bunic, sau îmi place, nu știu, Sfântul Ion, sau, dar nu e în copilul ăla ceva, nu? De acord, dacă îmi spun că ceva este artă, pare să fie totuși, nu? Eu recomand ceva ca fiind valoros. Eu recomand, și asta e partea bună din teoria instituțională, eu recomand ceva pentru a fi apreciat de voi. Era pe vremea lui Ceașcă, bancul ăla cu japonezii și delegația de japonezi care vine la aeroport și se întâlnesc aia tututum și încep prezentările.
Gheorghe Ion, membru al Comitetului Central, așa, Gheorghe Popescu, ministrul de externe, Gheorghe Ionescu, tot, tot. Și la un moment dat, și Gheorghe șoferul dumneavoastră, în acest, la care înaltul demnitar japonez, așa de tânăr și Gheorghe. Dacă arta ar fi un nume propriu, ar trebui să funcționeze ca Gheorghe din bancul ăsta. Da? Dar nu funcționează așa. Deci nominalismul nu prea ține. Și în fine, e foarte interesant, nu mai e desigur vreme și probabil nici anduranță pentru o chestie care e iarăși destul de tehnică, să vezi cum Dento găsește la Wittgenstein, de fapt, platonism. Știți cum sunt memele alea cu ce s-a mai găsit la PNC-ul? Dento găsește platonism la Wittgenstein, adică la ăla care ai fi zis că e campionul antiesențialismului. Și găsește într-un mod foarte interesant și greu de combătut. El zice, păi, platonismul residual al lui Wittgenstein este în următoarea presupoziție. Că atunci când eu sunt capabil să dau o definiție a ceva, orice, eu prin definiția aia voi furniza și un criteriu sau niște criterii de recunoaștere a elementelor care intră în sfera, în extensiunea desemnată de acel ceva. El spune, uitați-vă la Wittgenstein cu asemenea, el asumă chestia asta. Păi, de ce? El spune, pot să am o definiție și în cazul nostru o definiție a artei, dar nu mai trebuie să cred, cum s-a crezut de 2000 de ani, acum dramatizând un pic la pe final lucrurile, că eu dacă am definiția, știți, am speraclu, am cheia magică, că eu automat o să am criteriul prin care să știu sigur, da, ce e operă de artă și ce nu e. Și întreaga teorie a lui Dent, oricât de criticabilă ar fi și ea în foarte multe aspecte, are în centru o teză extraordinar de, știți, seminală, cum zice engleză, extraordinar de influentă. Și anume aceea că arta și neartă sunt indiscernabile la nivel perceptibil, la nivelul perceptiv. Că nu mai putem vorbi în secolul 20, nu mai putem vorbi după Duchamp, nu mai putem vorbi după Brio Boxes al lui Warhol despre niște criterii de recunoaștere nemijlocită sau niște trăsături etalate, exhibited este termenul folosit în estetica analitică, prin care ceva să fie operă de artă. Dar că asta nu înseamnă că nu putem avea o definiție a arte. Nu o să vă mai spun acum care e definiția reconstituită întâi de Noel Carroll, un alt mare și încă în viață și în activitate estetician analitic al lui Dento, și care este definiția la care la bătrânețe și în ultima lui carte, în 2013, Dento a parvenit, care e foarte hegeliană în fond. Cum fusese și toată povestea cu sfârșitul artei la Dento. Apropo de ideea asta, cel mai important estetician analitic în secolul 20, nu se numește hegelian. Surpriza neașteptată sau... Dar, nu, era de la neașteptată pentru cine îi vedea vibe-ul în scris și cum evolua. Dar nu asta e important. Important și de neocolit este acest lucru, că nu mai putem vorbi și poate că este un anumit fel de sfârșit al artei, zicea el, poate că nu. Nu într-un sens fizic, în sensul în care gata, nu mai ne ocupăm, nu mai produce nimeni artefact. Nu. Ci în sensul în care ceea ce fac artiștii e cumva dezlegat de vreo misiune istorică, mare, socială, și iată cum vine critica aia dinspre stânga și la adresa lui Dent. E despovărat. El își exprimă sensibilitatea sau știe să se insereze bine într-un spațiu social, știe să locuiască bine, știe să ne ajute să locuim ca unul dintre cei mai de succes, nu? Artiști contemporani, cum e Olia Frelias, nu ne lipsi de la orice bienală și care asta face, tot felul de setting-uri de-astea relaționale prin care, de fapt, te învăți, nu, să stai pe scaun, să te uiți la oameni sau mai vorbim de exemple de artă relațională de tip Rirchi Travaniță, care, de fapt, gătește cine și asta e arta. Sau, deci, lăsând la o parte cazurile astea extreme, devine limpede după, nu, celebra expoziție cu cutiile de săpun Brio, care sunt, din punct de vedere, nici măcar nu mai sunt ready-made, pentru că el n-a luat cutii de săpun. Nu, a pus pe unii, nu, Warhol să facă niște din placaje, Steve-ul alea și le-a expus. Între timp, alea valorează milioane, acum se comercializează câte o cutie, dar în timp ce cutiile de săpun Brio sunt evidente, erau la, nu știu, 2 cenți sau ceva, și care, culmea, aveau designul făcut de un artist expresionist care a murit de foame. Și care, evident, că n-a luat un cent pe nebunia lui Warhol, pentru că, într-adevăr, deși arată exact la fel, e cu totul altceva. Așa cum și pisoarul lui Duchamp, așa zis, sub că nici nu există, nu? Nu știu dacă a existat, există doar poza lui Stiglitz. E altceva decât oricare alt urinal, decât oricare alt pisoar care arată identic. De ce?
Asta este marea tranziție, marea schimbare paradigmatică pe care o atestă. Ăsta e secretul, poate, pe care l-a cam, dacă e să gândim hegelian, l-a încapsulat istoria artei și s-a revelat abia în secolul 20, că de fapt nu trebuie să faci sau să produci sau să arăți nimic anume pentru că asta să fie considerat artă. Pentru că, într-adevăr, recunoașterea, atestarea, certificarea a ceva drept artă depinde de un sistem de relații foarte complexe. În cazul lui Dento, ca și în cazul lui Dickey, deși altfel, că ei sunt, au polemizat tot timpul, acest sistem de relații trimite în primul rând la perspectiva, scuzați, pe care artistul încearcă să o transmită cu privire la ceva, orice, realitate, sine, politică, ceilalți artiști, prin artă și modul în care propunerea aceea poate fi pusă în legătură cu alte propuneri deja acceptate în lumea artă. Da, sigur că lucrurile sunt mult mai complexe și mai complicate și plasarea lui Dento ca un fel de expresivist care susține încă că arta este reprezentare și care astfel ne întoarce la teza lui Matei Socaciu la 4 ani despre limitele reprezentării cu care am început și o să închei. Nu? Cu când nu înțelegi ce reprezintă, cu atât e artă mai mult. Da? O să vă opresc aici și v-am spus restul și de fapt încheierea argumentului, ca să zic așa, va fi în publicație online dacă nu-mi crapă capul de ședință săptămâna viitoare și apuc să definitivez textul. Așa. Ok. Două secunde. Mai aveam aici și cred că te-am rugat să alegi. Da, ai cumva Giorgione? Da. Ca să nu ne uităm la săpunul lui Warhol, să ne uităm la ceva mai... Și o să vă spun și de ce l-am luat pe Giorgione. Știți de ce? Pentru că Dento... Dento, spre deosebire de Dickey, care a rămas doar filozof al artei, este și un mare critic de artă. El a scris și statement-uri curatoriale, la Work, la Rauschenberg. Asta însă, să știți că nu însemna că era un asemenea iubitor de artă contemporană. Și la bătrânețe, la un moment dat, chiar în încheierea la volumul Dante și criticii săi, cum e modelul ăsta anglosaxon, le spune, acum vă spun sincer, eu am discutat atâta despre Warhol și erau, pentru că astea erau niște cazuri limite care îmi permiteau, filozofic erau fascinante și îmi permiteau să arăt unde s-a dus teoria. Dar dacă vă întrebați pe mine, ca, în calitate de critic de artă, nu de filozof, dacă mai pune să aleg între dispariția întregii arte în secolul 20 și pierderea acestui tablou, n-aș avea nicio ezitare să zic la dracu cu toată arta din secolul 20. Deci foarte conservator era, da? Giorgione, la Tempesta, 1503-1504, unul dintre tablourile cele mai discutate din istoria artei, fascinant prin simbolistică, indescifrabil în reprezentare, apropo de Matei, pentru că, dacă nu mă înșel, pe lângă nenumărate referințe între istoria artei, în articole la acest tablou, există 200 de lucrări, la un moment dat numărate, care despre asta sunt. Despre tabloul acesta, în tot felul de chei citat. Și evident că pentru cei cu... Nu trebuie, nu știu ce cunoaște de istoria artei, vă pot spune, dacă nu știați deja, că atunci când a explodat scandalul cu dejunul în iarbă al lui Manet, ceea ce Julius numește justificare canonică pentru această operă transgresivă, deci nu justificarea formalistă, că, doamne, uitați-vă ce mișto le are cu pensul ăla, nu justificarea separării, că de fapt este o critică socială la, uite, burghezii cum stau. Știți, poate vă amintiți faimosul tablou al lui Manet, da, cu băieții aia, cu jobene, cu aia și în mijloc e o tipă goală, da, în mijlocul picnicului. Justificarea canonică este, păi, fraților, voi considerați-o capodoperă, da, Giorgione la Tempesta. Păi, uitați-vă la poziția ei, uitați-vă la... Asta este sursa. Așa funcționează, de obicei, recuperarea în istoria și în sistemul artei moderne. Nimic nu este acceptat dacă nu pare nou, nimic nu este acceptat dacă este cu adevărat nou. Trebuie să fie suficient de altfel ca să te facă curios, să-ți dea senzația aia, wow, fresh. Trebuie să fie însă apoi suficient de la fel ca să poată fi recuperat într-un sistem de relații, cum am spus mai devreme, într-un sistem de referință, într-un patrimoniu. Dar cu asta m-am dus într-o zonă în care nici nu mă gândeam că o să ajung cu prezentarea asta, dar așa, ca anecdotă de final. Dacă aveți întrebări sau comentarii, am preferat să renunț la, probabil, cred că e cea mai bună parte din punct de vedere strict filozofic a prezentării, numai ca să mai avem un pic de timp pentru asta. Pentru că nu pot foarte mult, pentru că am reuniunea de 20 de ani cu colegii de facultate la 7. Eu am o întrebare. Te rog, Rusandra. Eu
nu mă pricep foarte bine la domeniu. Doar asta este genul ăla de că după aia vine o lovitură de măciucă. N-am înțeles foarte bine și dacă ai putea să clarifici. Care este de fapt diferența între această idee de asemănări de familie așa și noțiunea de canon? Dincolo de faptul că, mă rog, în noțiunea de canon aș include și succesivele contestări istorice ale canonului care ulterior au fost integrate în canon. Adică avem un canon, vine o contestare masivă, cum s-a întâmplat la începutul secolului al XX-lea și ulterior însăși contestarea respectivă este integrată și devine canon. Singura diferență pe care eu o văd ar fi natura ierarhică a canonului și natura rizomatică a asemănărilor de familie, dar cumva asta nu lasă deoparte sau cele două au în comun faptul că e nevoie întotdeauna de o validare a unui obiect ca fiind o operă de artă din exterior, dar dintr-un exterior care este tot o clasă de specialiști, ca să spunem așa. Da, da, e foarte bună observația, că nu e chiar o întrebare, într-un anumit sens era pregătită de ceea ce tocmai am zis și nu era în prezentarea mea, dar este chiar termenul lui Anthony Julius, care este unul din urmașii lui Danto, de altfel, asumat ca influență. Și care folosește această sintagmă, justificare canonică a unei opere transgresive, fix pentru ceea ce numim depistarea unor asemănări parțiale, evident parțiale, între noul candidat la apreciere și opera deja acceptată în artwork. Deci, până la un punct, e evident, așa cum spui, și exact cu diferența asta de ierarhie, că un canon presupune, într-adevăr, o raportare la ceva care trebuie socotit paradigmă față de, cum ai spus tu, și mie mi se pare, nu cu background-ul continental, mai degrabă ceva reticular, rizomatic în cazul ideea asemănării de familie, dar dincolo de povestea asta cu verticală, orizontală, este și dimensiunea istorică. Viziunea asemănării de familie ca atare nu pune în discuție, da, dimensiunea diacronică, dimensiunea istorică. Ăsta e, cred că, unul din lucrurile care l-au deranjat pe Danto de la bun început și pentru care a criticat în fel și chip ideea, modul în care esteticienii analitici îmbrățișaseră aplicarea metaforei wittgensteiniene la numele artă. Pentru că nu are istorie. Când spun asemănări de familie, e ca și cum aș căuta, da, chestii de la X la Y. Și aici a apărut o observație. Și înainte de Danto, e un articol clasic în estetica analitică lui Mandelbaum, nu mai știu cum se numește, și care el spunea, voi vorbiți despre asemănări de familie, dar unde-i strămoșul? Foarte bun. Asta l-a pregătit, de fapt, pe Danto după aia să reia. Pentru că atunci când vorbim de asemănări de familie, și Tatarchievici, probabil că citise articolul, că e un articol clasic, Mandelbaum ăsta. Îl am în prezentare, era, nu am mai vorbit despre el. Asemănările este între cei care au un strămoș comun. Ori, strămoșul nu mai e de față. Strămoșul nu e niciodată prezent. Și atunci, cum stabilesc eu asemănările? Da? Dacă eu n-am nicio fotografie a lui bunicu, cum stabilesc eu că ăsta a luat de la bunicu nasul, nepotul ăsta a luat ochii și celălalt nepot a luat fruntea? Trebuie să cunosc. De ce trebuie? Deci trebuie să am o cunoaștere a ceva ce nu mai este prezent pentru a vorbi despre asemănări de familie. Și atunci zice Mandelbaum că el îl inspiră. Spune deja, ideea asemănărilor de familie te orientează în direcția sau lasă cel puțin deschisă posibilitatea să existe totuși o trăsătură comună pe care să o satisfacă toate cele numite artă, dar să nu fie o trăsătură de ordin perceptibil, de ordin vizibil. Este strămoșul absent. Deci el deja avea ideea asta, n-a mai apucat să... Și aici este o discuție. Trebuie să precizăm, tot Mandelbaum face chiar un demers ăsta arheologic, adică nu rămânem doar la ediția din Anscombe, la traducerea din cercetări, se duce pe, normal și numele, că era vorbitor de germană nativ, și s-a dus în manuscrise și ca să nu fie vreun dubiu, Wittgenstein nu vorbește despre familie ca un sistem de înrudiri și alianțe. Wittgenstein vorbește ca un sistem de înrudiri fenotipice și genotipice. Are sensul biologic, ereditar. Este negru pe alb. Că poate că este, nu ar fi trebuit să facă asta, nu știu, dar el așa folosea. Ori, sigur că prima obiecție aici, păi unde dacă nu într-o familie găsești o rădăcină comună, mai bine? Păi el ai ADN-ul, nu? Dar sigur că
e cumva răutăcios. Poți să treci de obiecția asta, pentru că e o metaforă, de-aia am zis, e o metaforă a ideea asta, de fapt, nu trebuie luată ad litera. Dar Wittgenstein o folosea cu sensul biologic, ereditar al familiei, nu cu sensul ăsta, de, cum se zice, Levi-Strossian, dacă vreți. Da? Dar eu cred că împotriva vehiculării, utilizării, instrumentării acestei idei, cea mai tare obiecție este aia pe care v-am menționat-o foarte pe fugă, aia cu platonismul rezidual. Aia mi se pare foarte interesant. Uite, Emilian a ajuns și el pe final. El a studiat niște ani Wittgenstein când era tânăr. Era cât pe aici să-l deraieze Wittgenstein, cum i-a mai deraiat pe mulți. Cum a deraiat și Heidegger atâtea persoane. Și poate el ne poate spune altceva despre, sau vede altfel ideea aceasta. Nu putem spune fundamentală, că înseamnă că e chiar împotriva lui Wittgenstein. Dar oricum, o idee fără de care nu poți să te raportezi la Wittgenstein 2, nu? De asemănări de familie. Care se leagă, sigur, de ideea de joc, pentru că jocul este explicat pe baza asemănărilor de familie, dar, pe de altă parte, asemănările de familie sunt cumva puse la lucru în niște jocuri de limbaj, care sunt niște forme primitive, ceea ce numește gramatic, și astea se înțeleg doar când înțelegi ce numește Lebensform, formă de viață. Deci discuția se poate complica foarte mult. Nu era asta subiectul tocului de azi, dar... Cumva eu cred că Dento are dreptate cu cel puțin cu această obiecție și care e de reamintit Wittgensteinienilor. Dacă nu cumva și ei pică victime acestei așteptări, nu? Eu dacă aș avea definiția lui X, nu mai contează că nu e o definiție aristoteliciană, că nu e o definiție în sens tradițional prin gen proxim, diferență. Dar dacă eu am definiția, am și criteriul de recunoaștere. Asta spune tot timpul Dent. Asta e teza adevărată. Nu o să am niciodată. Eu pot să am o definiție arte, asta nu înseamnă că nu e ca și cum aș putea să mă duc la patiserie și să știu imediat care sunt covrigii. Știi, acolo. Nu e așa cu opele de artă. Nu, e mult mai complicat a devenit și tu ai înțeles, poate că așa trebuia să fie. Nu există granițe ferme, nu există criterii discernabile de ordin perceptual. Există doar posibilitatea și nevoia de a stabili și restabili o rețea de interpretări și de relații. Și de aceea, spune el, operele de artă sunt acest tip de entități a căror existență depinde de teorii. Chiar depinde de teorii. Pentru că ele nu doar sunt atestate, consacrate, cum spuneau adepții teoriei instituționale, prin teorii, sunt chiar făcute posibile, constituite de teorii ale artei. Asta e ideea lui. Iar sintagma cheie, dacă la teoria instituțională este acel statut de candidat la apreciere, la Dento și la adepții lui este atmosfera de teorie estetică. Asta este sintagma cheie. Arta modernă și contemporană nu e recognoscibilă decât într-o atmosferă. Adică, dacă tu ai cunoștințele necesare, dacă tu poți să stabilești un anumit sistem de relații, dacă tu știi textul curatorial, dacă tu știi tot așa și tot așa. Dar toate aceste elemente care participă la structura. Aici este foarte greu de contrazis. Fie ești mega conservator și îți bagi picioarele pe șleau, au spus în tot ceea ce s-a întâmplat în artă după, nu știu, în artă revizuie după impresionist sau așa, sau post-impresionist, fie că îți place sau nu, că gustul tău este sau nu acaparat sau doar curiozitatea intelectuală, recunoști că aceste observații sunt până la urmă atestate prin N și N exemple de opere de referință, opere de canon, opere care devin noul canon, cum spunea observația Luxane, nu că și ready-made-urile devin canon după aia. Și nu, de-aia vine Warhol și face ceva care zici că e ready-made, dar nu e nici măcar ready-made, nu? Care sunt cutiile Brio, care sunt niște fake-uri de cutii de săpun. De-aia vine după aia Sherry Levine, cred că și asta este la un moment dat, și are o serie de lucrări în care pur și simplu reia unele dintre cele mai faimoase ready-made-uri ale Duchamp și le face în aur. Adică face ceea ce Benjamin ar numi, nu? Cum ar zice, măi? Le aurește din nou, le dă din nou aură, dar la propriu, adică le face din aur. Și de fapt, toată această abordare, care rămâne o abordare funcționalistă și istorică, chiar istoricistă, zic unii, dar nu se asumă ca hermeneutică, dar la un moment dat e foarte aproape Dento, deși el rămâne un filozof analitic în modul în care, prin ce canoane are de la limbajul filozofic, dar se apropie foarte mult de perspectiva hermeneutică, până la urmă
punctul de referință rămâne acesta al ready-made-ului și dintre toate al acestuia, care e unul dintre ultimele înscenate, nu, de acest geniu al înscenărilor, care a fost Marcel Duchamp. Nu? Pentru că el, unul din elementele definitorii pentru opera de artă la Dento este că operele de artă sunt ceea ce el numește o elipsă retorică, de obicei metaforică. Dacă ne ducem la retorică și la logica aristotelică, știm că elipsa este acel tip de silogism din care nu se enunță una din premize. Deci este ceva absent, ceva lipsește și atunci ce faci? Tu, cititorul sau ascultătorul, trebuie să refaci pe cont propriu. Și Aristotel avea această observație în retorică acum, că elipsele au această utilizare conativă, nu? Cum Azar zice după aia. Adică e o capcană. Foarte, dacă eu te fac pe tine să reconstruiești cu mintea ta pe cont propriu ceva din operă, de fapt ți-am dat toate elementele, tu o să ai o satisfacție. O să ai satisfacția de coautor. O să zici că ai participat și o să ai o apreciere pozitivă. Nu? Dar diferența între utilizarea logică și asta strict retorică este uriașă. Adică în cazul unui silogism, unei antimeme, cum se zice la logică, e una și aceeași premiză pe care trebuie să o bagi acolo. Altfel n-ai înțeles raționamentul. În cazul metaforei, conform lui Aristotel, cum putem să punem fiecare altceva? Și vedeți, asta este problema cu interpretarea operelor de artă. De aici totul se complică. Nu mai există un canon în sensul ăsta. Opera este deschisă, pentru că și interpretările sunt open-ended, sunt deschise. Fiecare poate să participe, să configureze, să constituie diferit sensul operei. Și de-aia interpretarea, mie îmi place mult această sintagma a lui Dento de elipsă metaforică. Spune usually metaphorical ellipsis, zice. Chiar așa zice. Că până la urmă, are și odată și formula asta. Nu? A înțelege opera înseamnă a pricepe metafora. Adică asta spune ceva fundamental despre statutul operelor de artă. Ceva ce poate contrazice prima așteptare. Aparent noi când spunem operă de artă și venim din canonul art, mari arte, europene, ne gândim la operă de artă ca fiind pe un soclu, pe un piedestal, ca având ceva în plus, apropo de aura lui Benjamin, față de obiectele din realitatea înconjurătoare. Pisoarul lui Duchamp și apoi transfigurarea sau perechea lui teoretică, care este Dento, cumva, această teorie, această definiție a lui Dento artei, îți spune opusul, îți spune că, de fapt, ceea ce faci e special la opera de artă. Nu e care avea ceva în plus față de obiectele din realitatea înconjurătoare sau față de artefactele unelte, ci că are ceva în minus. O operă de artă, în primă instanță, are ceva în minus față de obiectele din realitatea înconjurătoare. Asta este, de fapt, secretul ontologiei operei de artă. Are ceva mai puțin. Și acel ceva, acel gol, acel vacuum, este ceea ce te prinde în capcana asta. Te face să interpretezi. Vrei să... Pentru că nu e incomplet. De-aia zicea Rosenberg că e un obiect anxios operat. Trebuie să-l umpli. Trebuie să-l completezi. Cu ce? Cu interpretarea ta. Sau interpretarea tale. Ori Duchamp prin pisoar dă paradigma acestei noi ontologie operei de artă. Pentru că pisoarul a fost sustras. În pisoar nu mai poți să îndeplinești funcția, dar nu poți să-l umpli cu acel lichid. Și atunci îl umpli cu interpretări. Da? Și de-aia se scriu biblioteci. Și de-aia, de fapt, opera de artă, cel puțin în era modernă și contemporană, are acest statut al unei lacune constitutive. Cum zic eu să-ți... Ia stai șmecheria, băi, să nu dai tot. Liosa, că am dat numai exemple de arte vizuală, zice la un moment dat, la începutul scrisorului, că te întâlnă romancier. Vezi, dacă vrei să fii scriitor, vrei să scrii povestiri, cea mai importantă decizie a ta ca povestitor este ce nu o să spui în povestire. Ce nu o să spui. Trebuie să creezi chestia aia. Unde creezi spațiu? Unde creezi acel loc în care îi dai cel puțin aparența cititorului sau publicului că este coautorul tău. Eu tind să cred, și cu Emilian apropo, chiar lucrăm zilele astea la un articol în zona asta, că de fapt treaba asta merge mult mai adânc. De fapt treaba asta merge până la ceea ce numim filozofia identității personale și modul în care ne constituim, ne înțelegem pe noi înșine și felul de persoane în care vrem să fim. Într-o permanent sistem de relații care sunt nu doar de negociere, ci chiar de coautorat. Mulțumesc pentru prezentare. A fost chiar un maraton. Cu ocazia asta mulțumim rezidenței BRD Scena 9, partenerilor media și celor care participă la realizarea proiectului.
Proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, proiect cofinanțat de Primăria Capitalei prin Arcub în cadrul programului București Oraș Deschis 2021. Bun, mulțumesc!